Trebuia să fie mai îngrijit, nu aici paralela asta cu asta, trebuie să fie în o carte. Bă, profesor, să știi că îmi pare rău că nu ești atent. Adică, nu oricum, în fiecare moment, că o figură corect făcută este problemă pe jumătate de ziua. Să Așa cum spuneați, D este între A și E. Da? D este între A și E. El a spus altfel autorul. Că prelungim pe A, D, așa încât să apară că E este de la A încoace. Da. De aia spune că E aparține simetric de la A la D. Pentru că dreapta asta e împărțită două simetrii. Și simetria este asta. Și simetria asta e sus de punct. Putea fi și acolo. Și dacă îl iau pe semidreapta asta, așa a scris autorul, eu scriu în puterea asta, A, D, E. Da. Este o variantă, dar autorul a lăsat și libertatea să-l băgăm pe ea aici. Și că e aparține lui BC, nu, lui BC, având ordinea C, B, E, C. Dar spune că D e egal cu FB. D e egal cu FB. Foarte bine. Și din asta putem să tragem concluzia. Dacă A, B, C, D, paralelogram, A, D, congruent cu B, C, B. Paralel și congruent, da. Și din asta rezultă că A, E, congruent cu F, C. Și paralele, că le-am prelungit. Da. Și atunci, fiind paralele și congruente, rezultă repede că figura este... paralelogram. Terminat, vezi? Văd și de repede. Deci tu n-ai răbdat când ai văzut acum ideea. N-ai mai vrut să mai vezi ce spune autorul. Da? Deci ai renunțat repede. Stop! Ei, nu știi tu cât de bucurie. Exact cum am spus aici. Da. Deci ce spuneam aici? Bucurie neașteptată. Asta înseamnă pentru mine, pentru profesorul din mine. Când văd astfel de manifestare, da, hai să spunem un lucru. Simți că de la o lecție la alta... crește, siguranța crește, îndrăznești și te apropii de problemă. Știi, dacă până acum când se iei geometrie, hai să spunem pe cea dreaptă, zicea, geometria asta, să nu aud ea. Da? Dar acum ai înțeles că poți să îndrăznești să încerci și tu. Numai în cazul care nimic nu-ți vine, nicio idee, atunci folosești pe prof online. Pentru că s-ar putea să ai inițiative proprii. Este spectaculos. Deci, practic, particip în problemă în mod creator. Nu te lași să copii. Deci, care e deosebirea între varianta pe care, mă rog, o foloseai până acum la matematică? Zicem, dacă te duceai la prof online. Stăteai acolo și urmăreai lecția și căutai să înțelegi ideea de acolo. Da. Acum eu am împins lucrurile mult mai sus. Mult mai sus. Adică, repet, exact ca la Sfânta Liturghie, cu o participare. Trăirea efectivă a problemei respective. Cu gândul că s-ar putea să ai și tu inițiativa ta, să ai și tu ideea ta. Să îndrăznești, este lucru spectaculos, superb. Ioana, ne-am apropiat de ultima problemă. Aici, până aici ai ajuns tu, muncind în perioada asta. Eu simt că de la o zi la alta începi să te îndrăgostești de matematică. Ține minte ce spun. Deci vei ajunge să simți o bucurie imensă atunci când te gândești că vine ora de matematică. Nu e un lucru
Nu e o glumă ce spun eu. Este o realitate pe care o vei trăi nemaipomenit, pe care, uite, până începe școala, pe 15 septembrie, parcă începe școala, nu? Nu. Pe cât? 10? Da, 10. Pe 10 septembrie. Dacă tu te ții de proiectul ăsta continuu, vei avea o stare de bine pe care nu vor înțelege colegii tăi. Ei, care nu fac deloc treaba asta, când va veni timpul să meargă, să spunem, să înceapă școala și când vor începe primele lecții, o să vezi câte panică în sufletul lor. Nimic nu înțeleg, nimic nu știu. Dar toți ceilalți care ne urmăresc proiectul nostru vor avea o stare de bine, pentru că să știi tu că ușor, ușor îndemnăm și pe ceilalți care până acum n-au pornit. Da. Ei care nu știu cum să învețe. Nu știu cum să învețe pe Prof Online. Iată-ne, noi le arătăm concret cum anume să face. Așadar, ce propui în continuare să mai facem? Mai dorești aici să finalizăm ideea? Ai avut-o, o scrii tu, că tu numai că ți-ai scris aici ipoteza și probabil că n-ai insistat suficient de mult. Vrei să terminăm această lecție? Da. Ia să vedem. Asta soluție, numai atâta paragraf scrie? Sau mai are mai multe puncte? Ia să vedem ce are. F. Și nu la întâmplare F-ul și eu, ci mai adaug D-E. Congruent cu F-ul. D-E congruent cu F-ul. Arătați A, F, C, E, paralelogram. În concluzie, să arătăm că A, F, C, E, paralelogram. Paralelogram. Dacă unim de cuvânt. Da, atât. Este o sigură. Da. Stop, oprește-o și tu redactează-o. Mă interesează acum și cum redactăm. Ai văzut soluția ta? O să vedem și soluția autorului cât de curând. Da. Deci, scriem că ABCD este paralelogram. Da. Și DE egal cu FB. Da. Și din asta rezultă că AE... Uite, nu. Din faptul că e paralelogram, deci numai atât, din faptul că e paralelogram, trage o concluzie. Deci fără adăugarea asta vine mai târziu. Da. Faptul că e paralelogram înseamnă că latura rezultă de acolo, că tu vorbește. Rezultă că AD este egal cu BC. Băi, perfect. Mai adaugă tot despre AD de desubt. Că AD e și paralelă cu... AD e și paralelă cu BC. Da. Era bine să fie asta de desubt, relația asta, că mai adăugai pe urmă pe cealaltă. Adică șterge-o și pune de desubt pe DA, congruent cu BC. Sau adaugă de-a deasupra ce ai, că D, B... D, E... Da? D, E cu B, F. D, E cu B, F. Din ipoteză, spui în paranteză. Da. Ipoteză. Și acum, din cele două, le aduni, practic, adică zici A, D plus D, E. A, D plus D, E. Scriu. A, D plus D, E... egală cu AE. Nu, egală cu BC plus BF. Așa, le-am adunat peste două, membru cu membru. Cu BF. Asta e echivalent de aici. Asta e echivalent cu a spune că toată AE. AE, da. Egală cu FC. FC. Și de sub adăugăm că A e congruent, e paralelă cu F, că de aici. Din asta rezultă. Da, nu. Le ai deja. Că A, D sau A, E, tot una. Nu? Deci din asta două, că a spune A, D sau A, E, cum a fost coliniare, adică pe aceeași dreaptă, pur și simplu, acum aici A, E,
că tu aveai AD. Da. Acum poți spune că AE e paralelă cu FC. Și acum cele două. În astea două rezultă. Că figura toată că devine... AFCE. Da. AFCE. Paralelogram. Terminat. Deci, hai să vezi cum propun eu. Deci, redactarea este esențială, că tu cu profesorul cu care îți corectează, stai de vorbă numai prin ceea ce scrii. Deci, paralelogram. Fiind paralelogram, două laturi opuse sunt paralele și congruente. Aș fi scris întâi paralelismul, apoi congruența dedesubt, ca să adaug pe asta dedesubt, știi? Ca să vină cele două. Da. Cele două pe care le folosești aici și trageai linii și le adunai frumos, îți ieșeau asta. Adică ce era scris dedesubt, deasupra trebuia pus dedesubt. Da. Ai înțeles? Adică să apară așa, curge, pur și simplu curge în redactare. Am să spun un lucru. Deci când am insistat foarte mult la chestia asta la redactare și când fiica mea era în clasa a șasea, deci a fost între a cincea și a șasea, a fost eleva mea. Și învățaseră o redactare, mă depășise pe mine, eu sunt mult mai dezordonat, dar ea atinseseră, să spun, un punct de, în ordine pe care n-am să o ating niciodată. Și redactase perfect, perfect, perfect. La faza județeană, când am ajuns, ca să înțelegi ce înseamnă forma asta de nedreptate, de bătaie de joc. La faza județeană nu s-a calificat. Nu s-a calificat. Avea teza perfectă, dar cu interesele acestea meschine care sunt peste tot, n-a fost prinsă pentru lotul național. Era a șaptea teză, a șasea teză și atunci a făcut contestații și la contestație a ajuns și la mergând la națională, a făcut o teză excepțională, încât doar atât i-a scăzut, pentru că în clipa în care a făcut pe B, partea de jos cu pixul, bucla aceea a apărut, n-a mai scris pixul și a apărut P. Și P-ul acela, au zis că unde vezi tu AP? I-au redactat cu AB tot, peste tot. Da. Dar și P-ul acela că e... Și atunci i-a spus, dar P-ul nu îl vedeți dumneavoastră scris vreodată în toată relația mea, că e B-ul. Dar zici, i-a scăzut 10 sutimi. Din cauza asta, n-o prins 10 maxim. Dar totuși au luat premiul întâi, n-a fost nicio problemă, însă până acolo s-a mers până la ceea ce era... Da. Clar că nu-i datorată, să spunem, cunoștinții, da, ci din cauza că pixul a alunecat acolo. Am spus asta pentru că contează extraordinar redactarea, extraordinar, pentru că aceste implicații, așa care curg logice din aproape în aproape, sunt, dacă vrei, tot, constituie un tot al modului în care gândești problema. Da? Da. Tu discuți cu profesorul doar prin relații respective. Dacă ai sesizat și eu în redactare, insist pe chestia asta. Deci în problemele care le redactăm acolo, insist. Paragram. Ce anume? Astea două. Din astea două, cine folosește? Asta. Da. Și merg mai departe. Și uite, așa este important. Ia să vedem aici, redactarea este făcută. Mai este în problema asta ceva? Să vedem dacă în filmul acesta. E ce partea a doua? Da. Nu, e partea întâi. Partea întâi. Ar trebui să mai găsim probleme. Da. Zice, mi se pare că ar fi a fă paralel cu de bă. A fă cu? A fă cu? Cu de bă. A fă cu de bă. A fă cu de bă. Nu cred. Vezi? Dă-i diagonală. Da. Diagonala lua BCD. Putem face așa, unim diagonalele așa. Vezi încă ceva, eu nu repet. Deci diagonalele. Da. Pe Mirela. Pe Miruna. C și DB. Despre ele știu sigur că se înjumătățesc. Da, sigur se înjumătățesc. Încărcăm figura aici. Din ce motiv se înjumătățesc? Pentru că A, B, C, D, e paralelogram. Pentru că A, B, C, D, paralelogram. Și atunci, dacă nu sunt paragraf, diagonale se înjumătățesc. Și trebuie să arăt că figura cealaltă, A, B, F și D, E, C, e tot paralelogram. Te rog. Să unim F cu E. Să unim pe F cu E. Da.
Și nu știu sigur trece prin O. Nu. Eu n-am să trec prin O, dar n-am nicio certitudine că e O. Dar bine, figura nu se numește. Dar nu-i repede. Da, aștept la ideea. Da. Tu ce ai făcut? Ai sărit repede problema. Foarte frumos. Atât program. Dacă te-ai arătat tu că... Dacă mă obosiști și pe mine... Că este la mijlocul lui E și a lui A, ce... Apare astea de acolo. Și jumătățesc. Deci dacă ai reușit să arăți asta, dar n-am niciun motiv să spun că O, ar fi chiar pe EF, credeți, că EF o taie pe AC, chiar în O. Că FE e diagonală și A că la fel e diagonală al lui... Da, EF să fie o diagonală, am dus-o, și cu AC, dar să interziteze tot pe mijlocul AC. Da, da. Ori n-aveam motiv, că noi am unit pe E cu F. Da. Dacă nu vom, în raționament, nu vom folosi că D, E, e cât F, B, că D, E, cât F, B și paralele, eu cred că mă apare o idee aici. D, E, B, F, D, E, B, F, fii atent aici, ce poate să fie D, E, F, B? Paralelogram. Fantastic! De ce? Că sunt astea D, E, paralele cu F, B, că au fost în prelungire, sunt și paralele și congruente, deci figura e paralelogram și în paralelogramul acesta EF și cu DB sunt diagonale. Da. Și EF cu DB înseamnă că EF trece pe la mijlocul lui DB. Da. Dar AC trecea prin la mijlocul lui DB din paralelogram înainte. Da. Înseamnă că E, F și cu A, C se înjumătățesc. Da. Da? E, F. Și atunci figura care urmează este paralelogram. Iată că acum eu eram derutat în problemă, am zis că